După valul de scumpiri la produsele alimentare și servicii, crește și prețul chiriilor în Chișinău. Agenții imobiliari spun că cel mai mult a scumpit chiria pentru apartamentele cu o cameră, care a crescut cu până la 40%. Dacă în urmă cu jumătate de an o astfel de locuință în clădire nouă putea fi închiriată cu aproximativ 250 de euro lunar, acum chiriașii trebuie să scoată din buzunare cu 100 de euro mai mult. Olga Dedova închiriază un apartament cu 3 camere în cartierul Telecentru al Capitalei. Acum câteva săptămâni era hotărâtă să își schimbe locul de trai în sectorul Botanica, mai aproape de școala în care învață unul dintre copiii săi. Dar s-a răzgândit din cauza prețurilor. Am căutat o chirie nouă și e groaznic. Apartamentele sunt date în arendă lunar cu 300-400 de euro, iar condițiile sunt obișnuite. De aceea rămânem deocamdată aici, la Telecentru, unde închiriem de mai mult timp și ni se cere 200 de euro pe lună. Pe piața chiriilor din Chișinău, prețurile au explodat, lucru observat și de oamenii cu care am vorbit. A crescut tare mare, de 2 ore aproape. De spicină, cred că, de război. Cât achitai anul trecut pe chirie și unde închiriai? 150 am achitat în centru, acum achit 150. Da, e foarte scump, de la 300 de euro în sus. Eu nu știu care oamenii ați poate să trăiască cu așa bani de achitat, că salariul la noi nu costă cât chiria. Prețurile diferă în funcție de zonă și dotările imobilului. Printre principalele cauze ale scumpirilor ar fi revenirea studenților în oraș, spun agenții imobiliari. În mediu s-au majorat prețurile, haideți să spunem așa, 30-40% dacă vorbim la apartamente cu o cameră și 20-25% dacă vorbim apartamente cu suprafețe mai mari. Bineînțeles, cele mai solicitate sunt apartamente cu suprafețe mici, apartamente cu o cameră. Avem trei factori care au influențat creșterea acestor rate de chirie. Primul, bine, e factor sezonier. Acum, înainte de școală, instituții și așa mai departe, crește acest preț. Factorul numărul 2, flux mare de refugiați din Ucraina. Și factorul numărul 3, creșterea însuși a prețurilor apartamentelor. Potrivit Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, în prezent 13% dintre locuitorii municipiului Chișinău locuiesc în chirie.